Slăvit să fie Domnul! Haideți să deschidem cuvântul Domnului, pentru că în seara aceasta cântările toate au fost canalizate așa spre încercări sau despre încercări, despre eliberări, despre minunile lui Dumnezeu și dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău, ci totul se va întoarce spre un și mai bine al tău. În seara asta vreau să citesc despre una dintre cele mai complicate situații a Vechiului Testament, o situație de criză, din 2 Împărați, capitolul 7, despre împresurarea Samariei. Pentru că dacă așa au fost și cântările, n-am vrut să vorbesc eu de, nu știu, nunta din Cana, când ele au fost despre suferință, cântările, și mai ales că suntem într-o vale. Acum mă gândeam aici pe scaun, cred că fiecare dintre dumneavoastră ați putea scrie o carte de suferințele și de încercările prin care ați trecut. Și dacă sunteți astăzi în casa lui Dumnezeu, e pentru că la un moment dat Dumnezeu a intervenit. O a dus izbăvire, o a dus eliberare, o a dus mântuire și să facă Domnul în seara aceasta o seară eliberări, o seară binecuvântării pentru sufletele noastre. 2 Împărați, capitolul 7, începând cu versetul 1. Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu. Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi. Dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau 4 leproși care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorî, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de care și un vuie de cai, vuietul unei mari oștiri, și își ziseseră unul către altul. Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și-au luat-o la fugă în amurg și-au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și au fugit ca să scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și-au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iar și-au pătruns într-un alt cort și-au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetății și le-au spus așa, am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni, nu se aude niciun glas de om. N-am găsit decât cai legați și măgari legați și corturile așa cum erau. Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta înăuntrul casei împăratului. Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi, vreau să vă spun ce ne fac sirienii. Fiindcă știm că suntem flămânzi, au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare și și-au zis, când vor ieși din cetate, îi vom prinde vii și vom intra în cetate. Unul din slujitorii împăratului a răspuns, să se ia 5 din caii care au mai rămas în cetate. Li se va întâmpla doar cum s-a întâmplat la toată mulțimea lui Israel care a mai rămas, toată mulțimea lui Israel care se istovește și să trimitem să vedem ce se petrece. Au luat 2 care cu caii lor și împăratul a trimis niște soli pe urmele oștirii sirienilor zicând, duceți-vă și vedeți. S-au dus după ei până la Iordan și iată că tot drumul era plin cu haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului, poporul a ieșit
și-a jefuit tabăra sirienilor și s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu după cuvântul Domnului. Împăratul încredințase paza porții în mâna călărețului pe brațul căruia se rezemase atunci. Dar călărețul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit, după cuvântul pe care îl rostise omului Dumnezeu când se coborâse împăratul la el. Omului Dumnezeu spusese atunci împăratului: mâine la ceasul acesta se vor vinde la poarta Samariei două măsuri de orz cu un siclu și o măsură de floare de făină cu un siclu. Iar călărețul răspunsese omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei zisese: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Într-adevăr, așa i s-a și întâmplat. A fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc în seara aceasta să ne binecuvinteze Domnul pe toți. Amin. Cu bucurie am venit și în seara aceasta la dumneavoastră și aș vrea în seara asta să fie o seară de binecuvântare pentru sufletele noastre. Așa cum cred că a fost și aseară, nădăjduim că și mâine seară și duminică seara veți avea seri binecuvântate. Și să știți ceva, noi ne urăm toată ziua bună ziua, să vă ne fie ziua bună, nu? Dar vă spun, cea mai bună zi îi aia umblată cu Dumnezeu. Când omul umblă cu Dumnezeu, e cea mai bună zi. Că te-ai întâlnit cu unul sau cu altul, vedeți, e ocazional. Dar când umbli cu Dumnezeu, ai parte de cea mai bună zi. De aceea noi avem harul să avem cea mai bună zi în seara asta, pentru că închiem ziua cu Dumnezeu, la părtășie în casa lui Dumnezeu. Ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și pasajul acesta e un pasaj cunoscut. Nu o să vă spun lucruri noi. Situații de criză, mai ales Valea Jiului, au fost plină de situații de criză în ultimii ani, zeci de ani, de la Revoluție încoace. Și vedeți, omenirea a avut parte de situații de criză. În fiecare generație a fost o perioadă de belșug, dar au fost și perioade de sărăcie. Generația noastră a avut parte numai de perioade. Noi, eu de la 40 în sus, mai mi-aduc aminte, dar destul de vag din copilăria ceaușistă. Dar dumneavoastră, frații Cuperii Cărunți, ați avut perioada grea înainte și după Revoluție a venit belșugul, nu? Acum, generația tânără, ăștia de butoane, generația de butoane, nu că erau la centrala telefonică, ci cu degetele tocite, nu? Generația aceasta a avut parte numai de belșug. Dar nu știm, totdeauna Dumnezeu ori lasă întâi belșugul și după aceea trece în situații de criză, ori dă o situație de criză la început și după aceea aduce belșugul. Întotdeauna în situațiile de criză ori o să căutați oameni care să aducă rezolvare situațiilor prin care a trecut poporul. În seara asta ne uităm la un pasaj, unul dintre cele mai grele pasaje cu care s-a confruntat poporul Israel, cea mai grea perioadă, una dintre cele mai complicate situații, când era asuprit, era închis în Samaria. Capitala Israelului, Samaria, era asediată și erau oameni închiși. Acolo era și omul lui Dumnezeu închis, care zice: Doamne, dar eu ca om al lui Dumnezeu, păi de ce mă trece Dumnezeu prin situații? Uite că Elisei a fost omul lui Dumnezeu și a trecut prin situații de criză. Domnul nu i-a făcut o fereastră micuță, nu i-a trimis corbii ca la Ilie, uite că îl testează Dumnezeu și pe marele proroc Elisei, da? Îi dă Dumnezeu situație de criză. Și ăsta nu-i țâvnos, nu-i îmbuvnat. Zic, păi ce, eu nu mai prorociez, mă. Păi știi cu ce mă confrunt eu? Nu. Dar uitați-vă, noi cum avem un dar? Atâtea ifose avem, atâta suntem de greu de urnit, atâta trebuie să ne perie, să ne roage, să ne miște din loc. Uitați-vă, omul lui Dumnezeu era acolo în mijlocul poporului. N-avea parte de șaorma specială pentru el, nu, ci era și el în foamete, la fel cu poporul. Dacă ne uităm în România, de la Revoluție încoace, da? Revoluția aceasta a căutat un om care să scoată România din comunism, din criză, da? Și s-a găsit un om. I s-a și dedicat o dacie lui, că era semănat la zâmbet pe
zâmbetul lui, dar nu dăm numele că trăiește, deși are destul de înaintată vârsta, și s-a constatat că nu omul acela era omul care să scoată România din criză, nu? Și-a căutat un prim-ministru și nici el nu a fost omul care să scoată România din criză. În 2020-2021, da? Perioada de pandemie, s-a căutat în perioada aceea de boală, de virus care bântuia mapamondul, s-a căutat o soluție și s-a găsit una mică. Unii știți că ați avut-o și în mână, nu? Care v-ați vaccinat, treaba dumneavoastră, nu discutăm subiectul acesta. Dar s-a dovedit că nu a fost soluția aia. Nu aia a fost soluția salvatoare. Știți ceva? Diferența dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu nu face încercări, ci Dumnezeu aduce soluția din prima. Omul încearcă, bă, nu, noi tot asta încercăm. A, nu, ăsta e an electoral. Știi ce zice? Încearcă și cu mine. Mergi cu mine. Acum o să fie plin de afișe electorale pe care o să scrie așa: reușim împreună. La alegeri, da, împreună. Dar după aia numai el reușește, tu nu mai reușești. Valea Jiului de 30 de ani, de 35 de ani încearcă să reușească. Toți promit că dacă ei sunt aleși, o să reușești jumătate. Și vezi că n-ai reușit nimic. De ce? Pentru că soluția salvatoare e la Dumnezeu. Dumnezeu nu probează. Să spună, nu mers cu asta, încercăm cu alt antibiotic, nu? Zice, nu, ești imun la antibioticul ăsta, nu, nu-ți merge, îți dăm alt antibiotic. Nu, întotdeauna Dumnezeu o a dus soluția din prima. Ce-o vorbit Dumnezeu, întotdeauna s-o dus la îndeplinire. Și ar vrea în seara asta să aibă Domnul un cuvânt pentru Filadelfia din Petroșani. Să vorbească Domnul așa cum știe El, la fix, exact la problemele noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Totdeauna situațiile de criză, războiul, foametea, da? Au fost situații de criză în care s-au căutat soluții. Și acum e situație de criză. Știți care e marea problemă acum? Ne merge tare bine. De-aia avem probleme. Că ne merge tare bine. Sătui, roșii în obraj, hodiniți bine, mâncați bine, televizorul la cinste și relaxare. Uitați-vă situațiile în care suntem. Divorțuri. Nu mai amintesc, da? Atâtea probleme și atâtea vânturi bat în societate și în biserică. De ce? Că ne merge bine. Din cauza că ne merge bine. Vă dau un exemplu. Nu vedeți generația asta tânără? Eu mă ocup cu tinerii la noi la biserică și tătă ziua între ei. De aia sunt tânăr, că nu mă dau cu creme, dar umblu cu tineri. Și îți spun, dacă vrei să nu faci riduri, du-te la tineret, umblă cu ei, chiar dacă vor să te dea afară, tu mai stai cu ei, că n-o să ai probleme. Dar uitați-vă ce ciudate. Uitați-vă, majoritatea generației tânere se plânge de ce? De depresie. Doamne, trist, să nu încerci să iei telefonul, că nu mai iasă din cameră trizele. Stă închis în cameră, nu? Și-o închis camera, tu ești proprietar la casă, dar el și-o închis camera. Are 19 ani, 20 de ani, și-o închis camera, nu iasă trizele din cameră. De ce? Că ei lua telefonul. Le-am zis copiilor noștri într-o zi, le-am zis, auzi, camerele voastre, nu s-a voastre, s-a mele și-a lui mamă ta. Numai vă lăsăm fără bani să stați în ele, până vă căsătoriți. Să nu cumva să prind ușa încuiată sau să scrie ca în America, nu deranja, stop, stai afară. Nu, să nu spui că zic, scot ușa și nu mai aveți ușă la cameră. N-am găsit-o închisă niciodată, nu? Nu vedeți? Acum, orice îi, domne, îi trist, îi trist. Știi de ce strici? Le mere bine. Vă spun ceva, și eu vin dintr-o familie cu 10 copii. Credeți că pe generația noastră nu puteai fi trist? Tătă ziua puteai, nu? Dar taică, tu era psiholog, psihiatru. Simțeai că te doare urechea, simțeai că... De ce? Pentru că te punea la muncă, te aducea pe linia de plutire. Acum mamă să nu-i mai spune nimic. Acum la orice efect din asta negativ a copilului, la orice stare din asta ciudată, i s-a dat un sindrom. Lasă-l în pace, care nu știu ce. N-are nimic. Știi ce-i baiul? Îi merge bine. Îi merge bine. Îi merge bine și la copilul tău care zice că vrea să divorțeze. Stai liniștit, că n-are probleme. Numai în capul lui sunt problemele. Numai el își creează problemele. Vă dau un exemplu. Săptămâna asta m-am întâlnit cu un frate
și un om foarte simpatic. Mi-a zis că în tinerețe, nu știu ce nu i-a convenit și lui, și a zis către nevastă sa, gata, divorțez. Zice, mi-am luat bagajul și m-am dus la mama. Zice, când am deschis ușa la mama acasă, eu cu bagajul în mână, sigur pe mine, să uită mama în vârstă, femeie credincioasă. S-a uitat la el și a zis, no, ce ai venit la mine? Zice, mamă, divorțez. Zice, când o auzi mama că eu vreau să divorțez, într-o clipă a fost în picioare, cât a fost de bătrână. Și a zis, ieși afară. Ieși afară, tu vii să-mi spui că tu vii, divorțezi, ieși afară. Zice, frate Dani, într-un ceas am fost cu bagajul acasă. Am fost înapoi la nevastă. Nu? Acum al ei, cocoloșei, să știți. Situațiile astea de criză, astea multe ni le facem singuri, cu duhul de nemulțumire. Când ai tot ce trebuie, uită-te ce, cum îi dulapul de plin, uită-te la frigiderul tău cum îi de plin. Păi dacă eram noi în Samaria, păi ce vorbești, că era dezastru, era haos acolo. Și uitați-vă, nimeni nu se certa, nu era scandal, nu era nicio problemă. În seara asta ne uităm în pasajul acesta, și vreau să vă spun că atunci când trecem prin situații de criză, ne dorim în mijlocul nostru să avem oameni ca și Elisei. Amin. Amin. Care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Amin. Nu asta-ți dorești. Asta ne dorim și la Timișoara. Când trecem prin situație de criză, să avem în casa lui Dumnezeu oameni care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Amin. Dar uitați-vă ce situație complicată. Elisei a fost omul care întotdeauna o vorbit din partea lui Dumnezeu. El nu a avut momente așa, sinusoidale, când sus, când jos. Mă, zice, sara asta o vorbi bine. Dar data trecută nu știu ce a fost cu el. Nicio ezitare nu a avut. Niciodată. Știți de ce? Că întotdeauna o ținut la relația care a avut-o cu Dumnezeu. El nu a avut prorocii de sărăcie și prorocii de bogăție. Și acum vă explic. Adică nu a avut o stare de relație cu Dumnezeu când a fost în sărăcie, că să știți, prorocul, predicatorul, unii, da, nu toți, unii, și așa mai departe, o anumită stare au când sunt în sărăcie, anumite predici le predică și alte predici le predică când le merge bine. Parcă le-a uitat pe ălea de data trecută. Nu, Elisei nu s-a temut nici când a fost în fața împăratului, nu s-a temut nici când a fost în fața poporului. El același cuvânt clar și sigur l-a avut din partea lui Dumnezeu. A avut una dintre cele mai lungi perioade, vreo 52 de ani, a vorbit și a slujit din partea lui Dumnezeu. Una dintre cele mai lungi perioade care le-a avut un om al lui Dumnezeu. 52 de ani, a stat înaintea lui Dumnezeu. Niciodată n-a dat rateuri. El nu a fost omul slujitorul care să fie un om când e belșug, frate. Acum s-a schimbat. I-au plecat copiii prin Anglia, prin ăsta, au venit. Până atunci le dădea lătăți cu televizorul în cap. Acum au venit copiii, au montat în fiecare cameră, s-a schimbat. Ba, nu mai zice nimic. Înainte ți-l scotea pe-a tău din priză, că el nu avea. Dar acum i-au băgat copiii televizorul. Sau mai știu eu, nu dau exemple. Fiecare răspunde pentru ceea ce face. Acum vă spun. Nu-ți pierde vremea, cât poți, nu-ți pierde vremea, mai ai cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți pierde vremea la televizor, că adevăratele știri, Elisei le-a primit din partea lui Dumnezeu. A fost omul care întotdeauna o ținut la relația cu Dumnezeu. El nu s-a clătinat când a venit împăratul. El nu a început să-și perie descoperirea care a avut-o din partea lui Dumnezeu când a venit împăratul. Să fie frumos, să nu se supere, cumva să meargă bine. Nu, el întotdeauna a vorbit din partea lui Dumnezeu. Și când a fost flămând, și când a fost sătul. A fost unul dintre cei mai sărași slujitori pe care i-a avut Dumnezeu. Deși la poarta lui a bătut într-o zi Naaman Sirianu, care a venit cu 340 de kilograme de argint și 70 de kilograme de aur. Or venit pentru el și ăsta era în sărăcie. Că a venit Gehazi și a zis, părinte, dă și tu 100, nimic, n-am. Păi da, dar ăsta aici, nu lăsa să plece așa, nu lăsa. Când ești în sărăcie și vine Naaman Sirianul la tine, ce zici? Dumnezeu l-a trimis. Hai să fim serioși, nu, asta spune. Frate, Dumnezeu te-a trimis, am de plătit, am rate, îmi ia banca, casa, îmi ia mașina, Dumnezeu te-a trimis. Și uitați-vă ce spune, nu Dumnezeu te-a trimis cu aurul la mine, eu rămân în sărăcie.
Eu rămân, n-am nevoie de aurul tău. N-am nevoie de argintul tău. Du-te cu el, eu adus și 10 haine de schimb. N-am nevoie de nimic. De ce? Pentru că știți ce a făcut omul lui Dumnezeu? Pentru că era în legătură cu Dumnezeu. Omul când e în legătură cu Dumnezeu are discernământ din partea lui Dumnezeu. Știe să discearnă lucrurile. Când vorbește cineva din partea lui Dumnezeu și când bate câmpii, da? Știe să discearnă când Dumnezeu l-a trimis pe cineva sau nu l-a trimis Dumnezeu. Poate să zică el pacea Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Că-s mulți din ăștia șmecheri cu pacea Domnului, da? Știți că Elisei a avut lângă el pe unul șmecher care zicea pacea Domnului? Știți pe cine? Pe Gehazi. Gehazi? Ăsta a fost șmecher. Dar știți ceva? Ca om al lui Dumnezeu, ca slujitor, vă spun, îmi doresc să am și eu discernământul unui om din Biblie. Știți pe cine admir cel mai mult când e vorba de discernământ și de călăuzire din partea lui Dumnezeu? Știți pe cine admir cel mai mult? Pe femeia sunamită. Știți ce a făcut femeia aceasta? O a avut discernământ din partea lui Dumnezeu. Vin doi oameni la ea în casă, Elisei și cu Gehazi. Și femeia asta se ridică și zice la bărbatul său așa. Zice, uite, știu că omul acesta care vine în casa noastră este un om al lui Dumnezeu. O văzut bine? Bine o văzut. Dar întrebarea lui, venea unul sau doi? Câți veneau? Dar de ce vorbește la singular dacă e doi? Că nu-i normal, frate Gigi, dacă vin trei frați la cântat să spui avem doi oameni ai lui Dumnezeu la cântare. Că asta o făcut femeia asta, da? O zis, avem trei cântăreți, dar numai doi sunt oamenii lui Dumnezeu. Sau numai unul, sau... Dar voi toți trei sunteți oamenii lui Dumnezeu. Doamne ajută, uite, ați văzut? Smeriți, Domnul să vă binecuvinteze. Femeia asta știe că ăsta nu-i omul lui Dumnezeu. Deși, hai zice, mă, dar nu a făcut nimic. Știți ce zice femeia? Către bărbatul său. Să facem o odaie cu ziduri, să punem acolo un pat, o masă și un sfeșnic și să mai stea ceva jos acolo la masă. Știi ce? Un scaun. Mă, oameni buni, dar pune, mă, două scaune. Pune un pat mai mare de două persoane. Asta nimic nu dă pentru Gehazi. Nimic nu dă. Zice, tot ce dau, dau pentru Elisei. Pentru Gehazi nu-i dau nimic. Bă, nici măcar un scaun. Oameni buni, înțelegeți? Zice, ăsta nu-i omul lui Dumnezeu. Mă, dar vine și el cu omul lui Dumnezeu, îl duce, deși Gehazi a avut și el odată o sclipire mai grozavă ca Elisei. Știți cum a sclipit mintea lui Gehazi mai bine ca Elisei? Când întreabă Elisei, din cauza că nu a avut copii, da, întreabă ce putem face pentru femeia asta? Și ăsta sclipește. Zice, femeia asta n-are copii. O văzut mai bine ca Elisei la un moment dat. Și totuși nu a fost omul lui Dumnezeu. O zis, femeia asta, eu nu dau nimic pentru el. Mă, femeie. Mă, pune, mă, un blid, o farfurie, mă, și lui un polț să-l țin. Nu mă interesează, nu vedeți? Dezinteresul femeii pentru Gehazi. Dar vă spun ceva, permiteți să fac o paranteză. Poate nu se potrivește la Petroșani în seara aceasta, dar vreau să fac o paranteză. De câte ori nu l-am ținut noi în picioare pe Elisei și l-am culcat bine pe Gehazi? De câte ori n-am dat bănuțul la Gehazi și pe Elisei l-am trimis flămând acasă? De câte ori nu l-am cocoloșit? Nu, că ăsta-i omul lui Dumnezeu, ăsta-i... Și s-a dovedit că n-a fost. Și nici măcar n-am avut puterea să recunoaștem. Îmi pare rău că n-am avut lumina din partea lui Dumnezeu. N-am avut. C-o zis pacea Domnului că era și în spate a fost un șmecher. Ca să deosebești lucrurile, ai nevoie de lumină din partea lui Dumnezeu. Și dacă avem nevoie de ceva în vremea aceasta... Biserica aduce cea mai mare lipsă de călăuzire din partea lui Dumnezeu. Avem predicatori, avem cântăreți, avem de toate. Avem și clădiri și căldură, de toate. Îmi doresc să avem în bisericile noastre, prin noi, prin sufletele noastre, să avem descoperiri din partea lui Dumnezeu. Să avem oameni care să nu să-ți dea așa cu două înțelesuri. Ăsta o zis, mâine se vinde. Nu o zis, dacă o să vă mai pocăiți. Nu, că ei aveau nevoie de mâncare. Pocăiți, nepocăiți, trebuia să mănânce. Erau la ultima sută de metri de trai. Și Elisei vine și spune, se va vinde la poarta Samariei mâncare, stați liniștiți. De ce? Pentru că el avea mesaj din partea lui Dumnezeu. El flămând fiind și el, la fel cu toți, nu a avut mâncare Elisei separat. A fost și el în lipsuri. El nu a închis izvorul care venea din partea lui Dumnezeu.
El nu a spus, frate, eu am necazuri, eu nu mai dau drumul, frate. Eu nu mai am o perioadă în care m-am oprit. Eu nu mai merg, nici nu mai predic, nu mai... Până Dumnezeu intervine. O zis Elisei așa ceva? Nu. Știi ce o înțeles? Ce am cântat în seara aceasta și ce m-a încurajat mai tare la mesajul acesta. Și dacă crezi puternic, nimica nu-i spre rău. Nimic, nici foamea, nici împresurarea, nici boala, nimica nu-i spre rău. Ci totul se va întoarce. Dar când? Când va vorbi Dumnezeu. Când va vorbi Dumnezeu, totul se întoarce. Diferit de cum spun oamenii, diferit de cum vede ochii omului, pentru că întotdeauna Dumnezeu celui ce stă în legătură cu El îi descoperă ce nu descoperă la alții. Așa, fraților, slavă Domnului, toți știm să zicem. Dar știi ce avem nevoie de la amvon? Așa, ce am făcut noi prin țară, ce am făcut noi, nu. Noi avem nevoie de mesaj din partea lui Dumnezeu. Când pleci de la adunare să zici, Dumnezeu mi-a vorbit. Că dacă venim numai să mai petrecem o seară în casa lui Dumnezeu, nu-i rău, dar noi avem nevoie de ceva, pentru că suntem împresurați din atâtea părți. Noi n-am venit să ascultăm cântări frumoase, noi n-am venit să stăm ca la sala de spectacol, ci noi am venit să primim hrană din partea lui Dumnezeu, pentru că plecăm de aici și intrăm înapoi în război. Sirienii, diavolul pe urmele noastre, nu sirienii fizici, ci diavolul prin duhurile răutății care sunt în locurile cerești, da? Biserica e un loc ceresc, deci duhurile răutății caută să intre și în biserică. Bine, la Timișoara, nu la dumneavoastră. Dar ne rugăm și dorim în seara aceasta ca Dumnezeu să vorbească sufletelor noastre și la Petroșan, la Filadelfia să fie oameni care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Când vorbești din partea lui Dumnezeu, nu te temi de cine stă în față. Nu te temi de cine stă în față, ci mesajul îl ai din partea lui Dumnezeu, îl ai curat. Vă dau un exemplu, aici în țară, la noi, într-o adunare, nu vă zic unde, predica cineva. Și fratele în vârstă, care conducea în ziua aceea programul, stătea acolo pe bancă, pe scaun și asculta. Era un frate venit din altă parte, domne, dar tăios, foc și pară. Nu mă dădea, nu mă tăia așa în carne vie. Tot ce-o știut. Omul, fratele, stătea pe scaun, asculta, l-o lăsa să taie tot ce poate tăia și după aceea s-o ridica plin de înțelepciune și știi ce-o zis? Fraților, așa-i cum o predica fratele, avem nevoie să ne pocăim și bine o tăiat. Dar zice fratele, auziți, zice, eu cred că fratele tot la fel de tăios e și la el la adunare. Nu numai la musafir când mere. Nu numai când mergi în altă parte, ești tăios. Și la tine ești blând, că urmează alegerile de comitet, nu? Nu poți zice nimic, domne. Ți-ți ridici neamul în cap, îți ridici familia, nu mai dirigezi, nu mai cânți, nu mai ești la pian. Ci întotdeauna, când vorbești din partea lui Dumnezeu, nu vorbești ca să te aperi pe tine, să-ți îngrădești locul tău, ci întotdeauna când vorbești din partea lui Dumnezeu, vorbești indiferent că e mai moale sau că e mai dur, ci vorbești din partea lui Dumnezeu și biserica se hrănește. Pentru că era un mesaj greu. Cine putea crede în vreme de foamete? Că dacă ai spune vine mâncarea când îi Kaufland-ul aproape, dar să spui vine mâncarea când nu are nimeni de mâncare, ăsta e mesaj din partea lui Dumnezeu. Și dacă aștepți până mâine, se duce la îndeplinire. De aceea în vremea aceasta de criză, criză de mers bine, de trăit bine, asta e o criză de binecuvântare. Știți ce ar vrea? Să nu ne pierdem legătura cu Dumnezeu, ci întotdeauna să vorbim din partea lui Dumnezeu. Talentul nu-l punem jos când ne merge greu și îl luăm când ne merge bine. Nu, ci întotdeauna ceea ce convenția și contractul care îl avem cu Dumnezeu îl ducem până la capăt. În apa botezului nu am spus niciunul, nu știu dacă e cineva care a spus să ridice mâna sus, care a spus, merg cu Dumnezeu cât pot, mai merg, când nu mă mai odihnesc, nu, toți am plâns și am zis, merg cu Domnul până la capăt. Dar uite că a venit sărăcia, a venit situația de criză, a venit boala și te-ai făcut ca și curcubetele lui Iona. Te-a înțăpat un pic la rădăcină și n-ai mai vrut, ai pufăit, ai răsuflat. Și ai zis, nu mai vreau să mai fac nimic, până nu intervine Dumnezeu. Dar nu suntem noi la contract cu Dumnezeu, ci noi, dacă ne punem încrederea în Dumnezeu, am cântat în seara asta că Dumnezeu va întoarce tot răul înspre bine, binecuvântat să fie numele Domnului. Al doilea lucru
care ne dorim în situațiile de criză, ne dorim să avem oameni ca și Elisei. În al doilea rând, ne dorim să avem oameni ca și leproșii, da? Dar nu cu boală, ci cu înțelepciunea leproșilor. Ne dorim oameni plini de înțelepciune. Oameni care să nu aibă strategiile lor, ci să aibă gândul din partea lui Dumnezeu. Ăștia nu au avut strategii, să spun, pentru că să știți, într-un plan bisericesc, spiritual, cu cât se vede mâna noastră mai tare, cu atât se vede mâna lui Dumnezeu mai puțin. În planul care s-a desfășurat aceea în viața leproșilor, ăștia erau bolnavi, frații mei. Cine are nevoie de bolnavi? Cine? Băi, ăștia nici, nu știu, poate aveau pensie de boală. Ce să apelezi la ei? Că ăștia apelează ei la tine. Și uite că Dumnezeu se folosește de ei. De 4 leproși. Știți cum erau leproșii aceștia? Ei aveau probleme, dar nu creiau probleme. Nu creiau probleme, ci ei aveau probleme. Problema lor n-or pus-o în cârca Samariei. Să spună, noi am ajuns așa, din cauza cetății, din cauza că n-avem de mâncare, din cauza că ăla-i vinovat. Nu! Boala și-or dus-o cu demnitate. Ori stat acolo unde au fost, fost așezați și au dus viața în continuare. Ori fost oamenii care ei au avut probleme, dar n-au pus problema lor și pe alții. Frate, ios la pământ. Nu vezi, te pui lângă cineva și dacă e ca leprosul, aruncă boala pe tine, dom'le, nu mai ești bun de nimic. Cum ești? Iar ăsta la amvon. Nu-l mai poți asculta. Nici tu care ești sănătos. Cine cântă? Aia. Gata. O transfera lepra de pe el pe tine. Dar uitați că ăștia nu transferau lepra pe nimeni. N-or transfera lepra pe nimeni. Ci ori fost oameni care aveau ei probleme, dar nu creau probleme. Știți ce mai vedem în viața leproșilor în pasajul acesta? Erau oamenii care au înțeles că nu este timp de pierdut. Noi trebuie să înțelegem când venim la casa lui Dumnezeu. Noi nu venim să umplem timpul. Nici cu cântarea, nici cu poezia, nici cu predica. Noi, înțelegeți, nu avem timp de pierdut. Auziți ce spune versetul 3? La intrarea porții erau 4 leproși care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Știți ce arată? Că timpul era scurt. Noi când venim în casa lui Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem, timpul e scurt. Noi nu venim să ne mulțumim unul pe altul, da? Dacă zi eu la amvon te pun la rugăciune, așa ca să mă revanșez față de tine, să nu pleci supărat că tu m-ai pus data trecută. Nu, ăștia ori înțeles că ei n-au vreme să-i mulțumească pe ceilalți. O zis, la ce să ședem aici, că pierdem timpul, pierdem, noi nu mai avem mult timp. Viața noastră e trecătoare. Noi venim să nu pierdem timpul. Noi nu mai punem o cântare, că mai trebuie, că nu mai trebuie, noi mai punem o cântare. Mi-aduc aminte că am fost la un botez în apă și acolo i-am zis la cine m-a invitat, la păstor, zic, frate, eu la 12 trebuie să plec, trebuie să ajung la Timișoara, nu mă încadrez, te rog frumos, la ora 12, că rămâneți, după aceea mai aveți alte cântări, botez, ce face, dar eu la ora 12 te rog să încadrezi în așa fel, eu să pot pleca la ora 12. Bine, frate, zice, liniștit. Am ajuns acolo, dat drumul la program, pe la 11:20 îmi spune așa, frate, zice, ar mai fi vreo 3 cântări. Eu când, vă dați seama, eu aveam predicat de o oră, el îmi spune că mai sunt 3 cântări la 11:20. Zice, o soră mai în vârstă, are ea o poezie, mai să nu se supere, ce zici? Frate, zic, tu pune-i pe tăți, dar eu la 12 plec. Și dacă mă pui la 12 fără un sfert, eu tot la 12 plec. Că înseamnă că numai un sfert de oră ai avut nevoie de mine, nu că poți să treci, dar treci dumetale. Știi ce arată asta? Că noi venim să pierdem timpul, să o mulțumim pe sora, că o tot trimis în fiecare duminică, de trimite bilet. Și noi avem din astea. Numai duminica seara. Avem pe cineva în fiecare duminică seara aproape cu biletul pregătit. Joia nu, n-are cântări de joia, nici de duminica dimineață. Știi ce arată asta? Că vrea să umple timpul. Noi nu vrem să umplem timpul. Leproșii au spus, noi nu venim să pierdem timpul. Vreți să înțelegem ceva în vremea aceasta? N-avem timp de pierdut. N-avem timp de pierdut la casa lui Dumnezeu. Noi venim să strângem un de lemn.
Da? Să ascultăm tăți mofturoșul. Nu venim să ascultăm pe toți supărăcioșii, ci noi venim să ne umplem de unde lemn, să umplem vasul nostru cu unde lemn. Când se umple vasul, se oprește robinetul și plecăm acasă, da? Dar nu venim să tot pierdem timpul. Uitați-vă ce fac leproșii aceștia. Știți ce mai vedem în viața lor? Că își asumă riscuri majore. Își asumă riscuri majore. Spune cuvântul Domnului că oamenii aceștia, cei patru leproși, au spus așa, versetul 4. Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Auziți acum, haidem dar să ne aruncăm. Știi ce înseamnă să te arunci? Fără întoarcere. Fără întoarcere e aruncarea, da? Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Nu vom fugi cumva. Merem la baptiști, merem în altă parte. Nu? Știi ce-o zis? Dacă îi de trăit, trăim și dacă îi de murit, murim. Noi avem o cântare care spune fraților credința, o știți? De când n-ați cântat-o? Nici noi ne-am cântat-o de mult. Știți ce spune refrenul la cântarea aceasta? Suntem gata ca să ne jertfim. Chiar ești gata să te jertfești pentru Dumnezeu? Păi tu nu suporți pe soacră-ta, pe socru-tu, cumnatele, să ceartă. Dar tu vii și spui că-s gata să mă jertfesc pentru Dumnezeu. Ăștia ori fost gata. Dar noi la atitudinile noastre nu cred că suntem gata. Nu, cât încă mai ținem de ale noastre, cât încă mai ținem de dreptatea noastră, cât încă mai ținem de locul nostru. Vă spun ceva, noi nu suntem gata să murim pentru Dumnezeu. Pentru că dacă nu ești gata să trăiești cu Dumnezeu, nu ești gata nici să mori pentru Dumnezeu. De cântat, poți cânta până nu mai poți, până se umflă limba. Dar n-are Dumnezeu legătură cu cântarea ta. N-are. Pentru că oamenii aceștia ne dau dovadă de o tărie extraordinară. Bolnavi. Nu ori zici, bă, să mai meargă alții. Ce, eu mai acum la 80 de ani, la 70 de ani, eu mai fac ceva? Nu, eu să stau, să mă ohodin. Ca Eli, pe scaun, greu, să spionez. Ce se mai întâmplă, cum să, dacă o cânta bine corul, dacă o greșit sopranul, era să zic sopranul în partea asta altă. Nu? Ei, asta e atitudinea lui Eli. Stătea pe scaun să vadă cine mai vine pe la templu. Noi nu venim aici să ne formăm scaunul după statura noastră. Nu. Ci noi venim să ne punem în slujba lui Dumnezeu. Oamenii aceștia ori spun, noi suntem gata să trăim dacă trebuie și ne lasă să trăim și dacă îi să murim, noi suntem gata să murim. Uitați-vă ce oameni sunt oamenii aceștia. Își asumă riscuri majore. Nu se protejează. Îi spun cu Dumnezeu, noi mergem pe protecția Lui. Noi tare ne protejăm noi, să nu ne zgârie nimeni, nici mașina, nici pe noi, să nu ne supere. Nu putem răbda, nu putem trece cu vederea. De ce? Că nu ne mai asumăm riscuri. Noi am vrea o pocăință, noi am vrea un mers cu Dumnezeu așa, numai să ne ducă tot legănat în brațe. Să ne sune toată lumea, fraților, nu m-ați căutat, am fost în spital. Ați auzit vorbe din astea? Da. Da, ai anunțat pe cineva, soră? Păi nu, frate, păi trebuia să mă căutați. Dar doctorul nu te caută dacă nu ești bolnav. Îl suni și îi spui, îmi trebuie, îți răcit, nu? Îți bolnav. Tu nu anunți pe nimeni. Dar vrei toată lumea să știe că matale ești în spital. Ăstea sifose. Frate, nu m-ați căutat. Dar nu facem turism spiritual. Dacă e nevoie de o vizită. E nevoie. Dacă vii la casa lui Dumnezeu în fiecare duminică. Tu ești la casa lui Dumnezeu. Nu trebuie ești vizitată. Că te mai înțapă, că te mai doare, că nu mai ai chef să vii la adunare. Dar nu ești bolnavă, că la magazin mergi toată ziua. Dați-vă, oamenii ăștia și-au asumat riscuri majore. Nu au început să se vaite. Știți ce mai vedem în viața oamenilor acestora? Vedem că sunt oameni care înțeleg timpul lui Dumnezeu. Înțeleg că n-au timp de pierdut, dar înțeleg care-i timpul lui Dumnezeu. Uitați-vă versetul 5 ce spune. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Știți că amurgul e timpul lui Dumnezeu? Amurgul întotdeauna e timpul lui Dumnezeu, când intervine Dumnezeu. În amurg începe Dumnezeu să-și desfășoare planul Lui. Când îi zi, e timpul nostru. Ești tare, ești mare, ești în putere, ești pe bani, pe cai mari. Dar vine amurgul, că numai Dumnezeu poate interveni. În amurg e timpul lui Dumnezeu. Cel mai greu mi
Să conduc, știți când? Dimineața între ora 5 și 6, dacă ești la drum lung, sau seara între 7 și 8, acum se mărește ziua, sau când se îngână ziua cu noaptea. Știi ce e cel mai greu în viața de pocăință? În amurg. În amurg, că nu mai înțelegi nimic ce se întâmplă. Zice, am venit la casa lui Dumnezeu, m-am rugat, am postit, îs în voia lui Dumnezeu. Dar nu înțeleg de ce bărbatul meu bea mai mult. Nu înțeleg, aseară eram la timpul de rugăciune la noi și au fost niște bilete ce îți sfâșiau inima, numai câteva am citit din ele. O soră de 60 de ani, o zis, mă amenință soțul cu divorțul. La 60 de ani. O zis, sunt disperată, nu știu ce să fac. O familie o scrie, zice, suntem disperați și social, și spiritual, și zice, nu știm pe ce cale să o mai luăm. Îs atâtea momente în viață când te apropii de Dumnezeu, dar nu înțelegi de ce nu mergi. De ce nu înaintezi pe calea lui Dumnezeu? Știi ceva? Când nu înțelegi tu, Dumnezeu înțelege. Când nu înțelegi tu, Dumnezeu înțelege. Frații de la Tofle au o cântare, care cred că o știți și dumneavoastră, că nu mai poți tu, poate el. Dar vă întreb, când putem noi? Niciodată. Niciodată. De aia a venit omul lui Dumnezeu și a spus, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, niciodată n-am fi putut. Niciodată n-am putea fără el. Când ucenicii se grăbeau să pescuiască, toată noaptea s-au trudit și n-au prins nimic. Știți când a apărut Domnul? Când se îngâna ziua, la a patra strajă, dimineața, spre răsărit, când se îngâna ziua cu noaptea sau noaptea cu ziua. Să știți ceva, amurgul e timpul lui Dumnezeu. Când nu mai poți înțelege ce se întâmplă în jurul tău, apropie-te de Dumnezeu, că Dumnezeu are un plan cu tine. Dacă ești în vremea aceasta, într-o perioadă în care nu pricepi ce se întâmplă, El pricepe ce se întâmplă. El cunoaște toate lucrurile și totul. S-au cântat aseară o cântare la noi care spune, nimic nu e cu neputință celui ce merge prin credință. No, în amurg ai nevoie să mergi prin credință. Ai nevoie să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Ăștia au plecat pentru că l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Dumnezeu le-a dat un plan în minte și ei l-au pus în aplicare. Slăvit să fie numele Domnului. Poate ai analize care au fost bune și dintr-o dată zrele. Știi ce e asta? Amurgul. Că nu mai înțelegi. Ai mâncat fără grăsime, n-ai tăiat porc, ai mâncat cât de cât ai mâncat organizat și ai ținut cont de ceea ce trebuie să mănânci și dintr-o dată boală o recidivat. Ăsta e amurgul. Când stai, te uiți la analize, când stai, te uiți la necaz, la problemă și nu mai înțelegi. Știi ce au făcut ăștia în amurg? E foarte important să faci ceva când e în amurgul, când nu mai înțelegi. Trebuie să faci două lucruri. Spune cuvântul Domnului că și ei au făcut două lucruri. Au spus, haidem, și zice versetul 4, că au spus, haidem să plecăm în tabăra sirienilor, și versetul 5 spune așa, și au plecat. Nu se rezolvă problema dacă e numai unul. Că cei mai mulți se opresc la primul. Știi ce au zis? Haide! Știi ce au zis împăratul David? Mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Dar dacă nu te duci, n-are valoare. Că nu mă spui cine a fost. V-am urmărit pe internet. V-am ascultat pe internet. M-a sunat cineva într-o seară. Am fost la evangelizare la ei în biserică. M-am uitat după omul acesta, cunoscându-l, și îl întreb pe păstor. Zic, fratele cutare, nu-i la biserică? Zice, nu știu cum de nu-i la biserică, de obicei vine. Când am plecat spre casă, mă sună. Eu nu m-am așteptat ce urma să-mi spună. Omule, frate, ce faci? Mă bucur să te aud. Zice, băi, frate, ce a fost cu predica aia, spune mie. Deci vă dați seama, stai cu brațele deschise și el vine și îți trage două palme. Zic, mă, nu știu, dar zic, eu m-am uitat după tine, nu te-am văzut la biserică. Pe unde ai fost? Cum ai auzit? Zice, stăteam acasă la internet și mâncam cartofi prăjiți. Și te-am ascultat, să știi că nu s-au auzit bine pe internet. Păi pe internet nu s-aude bine. Știi unde s-aude bine? Live. Când vii aici în casa lui Dumnezeu. Aici simți că îți vorbește Dumnezeu. Că tu stai și nu mă zici, mi-a plăcut la pocăiți. Am ridicat mâna, știi ce înseamnă? Haidem! Nu vii la adunare? Ba da, haide, a ridicat mâna. Dar știi ce spune Biblia? Că ăștia au trecut la pasul 2 și spune versetul 5, au plecat. Ăștia sunt oamenii folosiți de Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii în viața cărora intervine Dumnezeu.
Nu numai la declarații. Mi-a plăcut la biserică. A fost Cristea seară, mi-a plăcut. Ți-a plăcut? Ce ai făcut de ieri până azi? Cu mesajul care ți l-a dat Dumnezeu aseară. Ce ai făcut? Nimic! Ți-ai văzut de drum în continuare. No, din ăștia sunt foarte mulți în România. Ăștia numai la modul declarativ. Dar zice că ăștia au trecut la pasul 2. Și-au spus că au plecat, au pornit. Știi când Dumnezeu începe să lucreze? Când suntem oamenii aceia care suntem dispuși să spunem mă duc la casa lui Dumnezeu și lași totul ca să ajungi la casa lui Dumnezeu. Când spui mă predau lui Dumnezeu, îi una, dar când ai intrat în apa botezului, e altceva. Așa-i? Că mulți încep. Într-o seară, într-o duminică seara, eram în birou la fratele păstor și vine un domn, așa, mirosea de la depărtare cam ce probleme are și o zis să ne rugăm pentru el. Ne-am rugat și când se plece, când se iasă din birou, fratele păstor zice către el, auzi, zice, să te pocăiești. Așa, cu autoritate, îi spune să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu. Se întoarce ăsta mai nervos, mai cu autoritate și zice, eu-s predat. Mă, zic, dar când te-ai predat? În 90. În 90. Păi și te-ai botezat? Nu m-am botezat, dar să știi că eu-s predat. Nu, din ăștia predați-s mulți. Predați-s mulți, dar nu în brațul Domnului. Când te-ai predat în brațul Domnului, tu începi să umbli cu Dumnezeu. Începi să intri în planul lui Dumnezeu. Începi să lași cuvântul lui Dumnezeu să lucreze asupra inimii tale și începi pornirea a umbla cu Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știți ce mai vedem în viața lor? Și o să trec imediat la al treilea punct. Știți ce mai vedem? Că sunt oamenii care înțeleg vremea și când înțelegi vremea lui Dumnezeu, vezi că Dumnezeu nu greșește. Când înțelegi că amurgui timpul lui Dumnezeu, vei vedea că Dumnezeu nu greșește. Auziți ce spune versetul 8? Spune așa, leproșii ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el aur, argint și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns în alt cort și au găsit așa. De ce? Pentru că ce-o zis Dumnezeu, aia au găsit ei. Ce-o promis Dumnezeu, dacă o pus în plan, planul lui Dumnezeu, în acțiune, planul lui Dumnezeu, ori găsit că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Noi când ne-am pocăit și ne-am întors la Dumnezeu, noi am văzut că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Baiui că noi nu ne-am ținut de cuvânt. Dacă lucrurile au luat o întorsătură, ca în viața lui Saul, o porni bine, dar o sfârșit rău. De ce? Că el a fost omul care s-a schimbat, a ieșit din ascultare. Dacă e ceva și lucrurile au luat întorsătură, o turnură dureroasă în viața noastră, știți de ce au luat lucrurile turnura aceasta? Din cauza noastră. Pentru că Dumnezeu ce-a promis, el duce la îndeplinire. O zis, dacă mergeți, veți găsi. Păi nu au zis ăștia, Doamne, scoală-ne Tu, trezește-ne Tu, cum te rogi, trezește-ne, Doamne. Dar nu te trezește, trezește-te Tu. Ridică-te tu din pat, că Dumnezeu nu te ia de picioare să te dea jos din pat. Ca să vii la casa lui Dumnezeu, pune în aplicare gândul care ți l-a dat Dumnezeu. Când trecem prin situații de criză, ne dorim în viața bisericii să avem oameni ca și Elisei care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Ne dorim să avem oameni ca și leproșii aceștia, care să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Oameni nebăgați în seamă. Nu știm funcțiile lor, nu știm dacă i-au răsplătit împăratul cu ceva, nu știm dacă au prins un loc în comitet sau ordinați, nu știm. Dar știm ceva, că Dumnezeu s-a folosit de ei. Să rămâi în istoria Filadelfiei Petroșani ca un om folosit de Dumnezeu. Poate n-ai ajuns la amvon, dar Dumnezeu te poate folosi și dacă n-ajungi la amvon. Pentru că ochii noștri cam pe amvon, nu pe amvon. Ci ochii noștri să fie pe Domnul. Când ochii noștri sunt pe Domnul, Domnul ne folosește. Pe fiecare dintre acolo unde vrea Dumnezeu să ne folosească. Spuneam la noi la biserică, Dumnezeu a dat porunca lui Solomon ca toate pietrele să fie bătute în munte, da? Niciun ciocan să nu se audă la Ierusalim. Și toate erau perfecte, numai le-au așezat acolo. Au fost spuse și s-au construit templul, nu? Dar ia gândiți-vă ceva, cum suntem noi? Noi suntem pietre vii. În clădirea aceasta, în biserica Domnului. Noi suntem tăiați pe măsură, da? Dar gândiți-vă cum e. Când iei o cărămidă mică și o pui într-o casetă mare, într-o gaură mare. Știi ce zici? Bă, mut-o de acolo, frații care sunteți constructori. Știi ce zici? Nu se potrivește. Că vezi când e unul mare,
într-un loc mic sau unul mic într-un loc mare. Știi cum e ăla mic în loc mare? Ca și copiii mei, ăștia mai mici, da? Iau papucii mei. A mică de 2 ani umbla cu papucii lui mamă prin casă. Mă, ce faci cu ei? Îți buni, îți buni. Îți buni în ochii ei, nu? Dar noi din casă vedem că nu-s buni. Așa vedeți și dumneavoastră. Când un om se forțează să se așeze el într-un loc unde nu l-a pregătit Dumnezeu. Știi ce se vede? Ori că e prea larg și joacă, oscilează dintr-o parte în alta, ori oricât se forțează, tot nu intră, că nu-i locul lui acolo. Știi ce e cel mai bine? Să lăsăm pe Dumnezeu să ne folosească acolo unde are El locul pregătit pentru fiecare dintre noi. Slăvit să fie numele Domnului! Și al treilea lucru care vreau să vi-l spun, adevărul este că în situații de criză mai avem în mijlocul nostru, între noi, o categorie. Avem pe Elisei sau ne dorim oameni ca și Elisei, ne dorim oameni ca și leproșii, dar mai e o categorie. Știți care? Călăreții. Ați auzit de călăreți? Călăreți au fost prezent aici. Când se transmitea un mesaj din partea lui Dumnezeu, a fost și călărețul prezent acolo. Și mi-ar place să-mi spuneți la final, frații, frate Gigi, să-mi spui, Dani, cu călărețul e la voi, la noi n-avem niciun călăreț. N-aș fi supărat să spuneți, domne, noi nu avem așa ceva, nu avem. Uitați-vă, e o categorie foarte ciudată, călărețul acesta. Călăreții sunt categoria cea mai ciudată. Știți ce e interesant la călăreț? Are și el parte de vestea bună. Nu-l tratează Dumnezeu diferit. Să-i spună ăsta, îl dați afară, că după aia vă spun mesajul. Nu! Dumnezeu îi promite că și pentru el e bucată de pâine. Este făină și pentru el. Numai să aibă răbdare până mâine. Este belșug și pentru călăreț. Nu-i ciudat că Dumnezeu, în dragostea lui, își îndreaptă privirile și spre călăreț? Spre ăla batjocoritor, și lui ăla îi vorbește Dumnezeu, și lui ăla îi face Dumnezeu promisiuni, că dacă o să fie pe poziție și la locul potrivit, mâine va mânca și el, nu? E o categorie ciudată. Aude și el că există șansă, că există izbăvire din Samaria, se vor deschide ușile. Și știți ce e ciudat? Călărețul acesta are niște puncte forte pe care se bazează. Să știți că un om, când e împotrivitor, când omul acela îl vezi că-i batjocoritor, ăla nu e așa batjocoritor că așa i-a venit lui, nu. Ăla are niște puncte forte pe care se bazează. Și călărețul ăsta, o să vedem imediat din cuvântul lui Dumnezeu, se baza pe ceva. Primul lucru, știți pe ce se baza? El mergea numai prin vedere, nu mergea prin credință. Auziți ce spune versetul 2? Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu. Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Adică, chiar dacă aș vedea eu cu ochii mei că se deschide geamul fereastra, cum ar putea să se întâmple așa ceva? Ăsta nu merge prin credință, merge numai prin vedere. Domne, să vedem. Fraților, vrem să amenajăm parcarea bisericii. Noi nu avem bani, frate, noi întâi să strângem banii, păi noi suntem pe pensii, pe ajutoare sociale, pe... Ăsta e călărețul. Nu întreb dacă aveți aici, nu cumva să răspundeți că aveți, nu? Nu vreau să răspundeți, nu? Dom'le, vrem să zugrăvim. Lăsați, frate, că nici eu acasă n-am zugrăvit de 30 de ani. Ăsta e călărețul. Cum e la el acasă, așa vrea și la el. Bat jocul rătătă ziua. Să vedem noi ce se alege de ăsta. Ce se alege de... lucrarea lui. Da, ori mai fost din ăștia. Știți că ăsta e călărețul? El nu merge prin credință. El merge numai prin vedere. Un păstor de aici din România a dorit să construiască o biserică în partea Olteniei, aici nu departe, și omul acesta nu a avut bani. Acolo știți cum e, că dumneavoastră îi vizitați mai des. N-au oameni, acolo așteaptă să le duci, nu să le ceri, că n-au de unde. Și-a avut pe inimă să le construiască o biserică, stăteau într-o casă dărăpânată și dorea să construiască pentru numele lui Dumnezeu. Dar el a zis, mă, nu am bani. Dacă aș avea niște bani, un stoc de bani, aș începe, dar nu am bani. Și s-a rugat, o stat înaintea lui Dumnezeu și Domnul i-a vorbit. Și i-a spus așa, încep tu, încep și eu. Când încep tu, încep și eu. Și-o știu că e mesajul din partea lui Dumnezeu. Știi ce-a făcut? O lua niște bani împrumut și o da drumul la lucrări. Cum a început el, Dumnezeu a început să trimită.
Dumnezeu a început să trimită bani, să trimită oameni la lucru și s-a ridicat sub un an de zile, s-a ridicat biserica, s-a acoperit și frații sunt în biserică, în casa lui Dumnezeu. De ce? Pentru că oamenii lui Dumnezeu merg prin credință, nu prin vedere. Călărețul merge prin vedere. Să vedem ce o să se întâmple. El stă pe margine și mănâncă semințe și stă și se uită la tine. Tu transpirat, tu batjocorit, dar nu-i bai! Pentru că Dumnezeu este Cel care cerne toate lucrurile. Dumnezeu este Cel care le triază. Știi ce punct foarte mai are? Nu merge prin credință, ci merge prin vedere. Mai e ceva. Se vede de neînlocuit. Călărețul se vede de neînlocuit. Știi ce post avea omul acesta? Zice că nu era un simplu călăreț, era mânerul împăratului. Venea împăratul ăsta, nu era ca mine, mâna era slabă ca a mea. Deși nu mai e nici eu așa slab, mi-aș dori să fiu așa ca fratele Gigi. Nu? Dar ăsta știți cum avea mâna? Ca betonul. Păi când se păsa împăratul ăsta, nu se dezechilibra. Să era ca David, nu? Îmi punea mâna pe el, nu se clătina. Cod la cod cu împăratul. În fiecare zi umbla mână în mână cu împăratul. Unde mergea împăratul, mergea și el. Păi eu vă întreb, cine-l mai înlocuiește pe ăsta? Că ăsta e cel mai aproape. Nimeni nu l-a atins pe mână atâta pe împărat cât l-a atins el. Nimeni nu a dat mâna în fiecare zi cu împăratul cum a dat el. S-a văzut și se vede de neînlocuit. Știi cum e călărețul din ziua de azi? Se vede neînlocuit. Știi cum zice? Băi, câți ani ai tu, mă? 28 de ani, 30 de ani, nu știu. Dau un exemplu. Păi, bă, băiatule, păi eu am numai de comitet am 30 de ani. Păi eu sunt comitet de 30 de ani, mă. Eu sunt de 35 de ani. Eu sunt aici de când s-au bătut țărușul biserice. Nu-i bai, că Dumnezeu mută lucrurile. Când te vezi de neînlocuit, Dumnezeu înlocuiește. Când te vezi mână în mână cu împăratul, îți spun ceva, Dumnezeu nu se bazează pe tine. Și știi ce face Dumnezeu? Arată pe cine se bazează. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 1 cu 27. Arată alegerea și modul de gândire a lui Dumnezeu. Și spune așa, căci Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de râs pe cele tari. No, uitați-vă cum tratează Dumnezeu problema aceasta. Împăratul se baza pe un om puternic. Dumnezeu se bazează pe 4 leproși și îl face de râs pe călăreț. 4 leproși îl fac de râs pe un călăreț puternic. Ăștia bolnavi, flămânzi, ăsta plin de el, plin de mândrie și zice Dumnezeu, eu pe tine nu mă bazez. Pe omul îngânfat, pe omul care aruncă cu piatra, Dumnezeu nu se bazează. Indiferent câte relații are, indiferent câți bani are, Dumnezeu nu se bazează pe el. Ci Dumnezeu mai bine alege pe unul slab, pe unul mai nepregătit, că îl pregătește Dumnezeu. Să știți, cu cât ne pregătim, și vă spun, frații în muzică știu, știi când e cel mai greu să pui muzicanții împreună? Muzicienii, nu muzicanții, că muzicanții sunt pe la Pacii, prin Valea Jeului, pe la... Nu mai dau nume, da? Că știți dumneavoastră. Știți când e cel mai greu să-i pui cap la cap? Știți când? Când sunt foarte buni. Când sunt foarte buni cu conservatorul, zice, nu-i rău. Dar când ăștia foarte buni se întâlnesc, nu mai apuci să faci repetiții. De ce? Că sunt foarte buni și e greu să-i muți, să încerci să-i bagi pe un făgaș. Ăla care acceptă, care zice, bun, mergem înainte. Domne, mai smerim, mai... Dar tu știi unde am făcut eu, ce voi, Cluj? Eu București, mă, nu Clujul. Atunci apare. Dar știi ce face Dumnezeu? Se folosește de ăla mai slab, care se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Călărețul era folosit de împărat, dar nu de Dumnezeu. Pentru că, să știți, călărețul se vedea de neînlocuit. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Elisei a mai avut parte de un călăreț din ăsta. Tot cu aceeași funcție, tot cu funcția de a se sprijini împăratul pe el. Știți cine a fost călărețul acesta? Naaman Sirianul, care spune, domne, nu-s așa deși. Uite că Elisei a mai avut parte de un călăreț din ăsta. Era general de armată călărețul acesta. Naaman Sirianul spune că avea aceeași funcție. Cobora odată cu împăratul și se ridica odată cu împăratul. Și spune lui Elisei, să ierte robului său, domnul meu, când voi intra în casa lui Rimon cu împăratul și se va închina, mă voi pleca și eu, că se sprijină împăratul pe mâna mea. Dar uitați-vă că Dumnezeu tratează diferit doi călăreți cu aceeași funcție.
Pe unul vindecă și pe unul omoară. V-ați gândit de ce? De ce pe Naaman sirianul vindecă de lepră și pe călărețul acesta îl omoară Dumnezeu? Pentru că, ascultați-mă, Naaman sirianul a fost călăreț, dar n-o batjocorit. Ăsta batjocorește. Ăsta batjocorește numele lui Dumnezeu. Ăsta batjocorește lucrarea lui Dumnezeu. Ăsta ia în râs omul lui Dumnezeu. Naaman sirianul nu batjocorește. Nu, știți cum a fost Naaman? Așa, un pic ca locomotiva. Nu i-a convenit, a plecat nervos, dar nu a batjocorit. S-ar zică, da ce mă, ăla-i slujitor, ăla, lasă-mă cu ăla. Nu, nu i-a convenit. Dă-l-o mai liniștit nevasta acasă. Eu mai zic, bă, ai și tu vârsta care o ai. Lasă-i pe ăștia mai tineri, mă. Mă, până la urmă s-o liniștit. Nu mai bat jocării, nu. O zici, da, de eu trebuia să fiu, eu trebuia să... Da, ăsta-i Naaman. Mă, mai zici, dar nu scrie mesaje, că deja când ai scris mesaje și le-ai trimis, ăstea-s de bat jocură. Și Dumnezeu ia atitudine când e vorba de bat jocură. Că nu-ți convine, că ești nemulțumit. Dumnezeu te lasă, până la Iordan ai vreme să tot bați din gură, să tot fii nemulțumit. Dar Iordanul te schimbă. La un moment dat o să zici, bă, foarte bine că au intrat și din ăștia mai tineri. Că mai cântă unul mai tânăr, că mai dă din mâini unul mai tânăr. Că... De ce? Că ăsta-i Naaman. O vrut el altfel, până la moarte să fie el. Dar uite că se mai schimbă lucrurile. Se mai schimbă toate lucrurile. Dar uite, Naaman se întoarce înapoi, cum? Vindecat. Dar uite ăsta, știi ce face? Batjocorește tot ce-i stă în cale. Tot batjocorește. Chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer. Cum să dai drumul la asemenea descoperire, mă, Elise? Îl batjocorește pe Dumnezeu, batjocorește pe omul lui Dumnezeu, batjocorește lucrarea lui Dumnezeu. Și știți ce mai vedem în viața omului acestuia? Calcă în picioare cuvântul lui Dumnezeu și ajunge el să fie călcat în picioare. Că totul se întoarce. Când îi călăreți un batjocură, Dumnezeu îi întoarce tot ce a făcut. El calcă în picioare, ia cuvântul lui Dumnezeu și îl calcă în picioare. Era mesaj de binecuvântare, era mesaj curat din partea lui Dumnezeu. Și ăsta vine și calcă în picioare mesajul din partea Domnului. Știi ce spune Biblia? Versetul 20. În adevăr, așa i s-a și întâmplat. A fost călcat în picioare. Ce-a făcut el? Aia a venit peste el. Pentru că, știți, spune cuvântul Domnului că ce seamănă omul, aceea va și secera. Uitați-vă la atitudinea lui Elisei față de omul acesta. Nu-și pierde vremea cu el. Nu-și mănâncă energia cu el. Să-i explice, să-și mai ceară iertare. De 10, de 20 de ori să se mai plece în fața lui. Te rog frumos, mai vină o dată la comitet, că mai discutăm, să mai luăm 2-3 frații mei, cu călărețul nu-ți pierde vremea, că nu-l schimbi. Numai Dumnezeu îl va schimba. Păi Elisei nu și-a mâncat energia, că nu mai poți proroci. Nu mai poți cânta, nu mai te poți închina că tu ești cu ochii pe călăreț. Dom'le, nu mai, ai terminat, o zis, te-o batjocorit. Nu încerca să te tot ploconești la călăreț, că te va tot călca în picioare și îți mănâncă energia. Câți din vremea aceasta nu îți care au dus împăciuiri din ăstea cu călăreț și nu au reușit. De ce? Călărețul e fixat pe direcția lui. Vine vremea când Dumnezeu va lua atitudine la toate lucrurile care le face călărețul. Pentru că, uitați, amestecă cuvântul lui Dumnezeu cu batjocura lui, ajunge el să fie amestecat cu pământul. De-aia a fost călcat în picioare și a fost amestecat. Astăzi îi lipit de împărat și mâine îi lipit de pământ. Nu-i ciudat. Astăzi ești pe cai mari. Astăzi ai replica. Astăzi ești cu echipa, astăzi ești la putere. Îți spun ceva, dacă împăratul pe care te bazezi nu poartă numele de Iisus Hristos, îți spun că într-o zi te vei prăbuși. Împăratul ăsta l-a făcut să se prăbușească. Știți cine l-a omorât? Nu poporul, ci împăratul. Pentru că într-o zi îi face o delegație și spune, azi n-am nevoie de tine, te duci și stai la poarta Samariei. Acolo e șef la poartă. Și merge și stă. O singură dată i-a făcut mutarea de loc de muncă. I-a zis, azi te duci la poartă, nu mai stai lângă mine, că n-am nevoie de tine astăzi, ești liber. Stai la poartă acolo. Și-a fost ziua când împăratul i-a adus moartea. Împăratul pe care s-a bazat l-a făcut să fie călcat în picioare. Că l-a pus acolo unde Dumnezeu o știut să întoarcă tot ce-a făcut. Vă spun ceva, sunt oameni care au diferiți împărați din ăștia.
pe care se bazează. Unui banul, altui frumusețea, altui relația, familie și așa mai departe. Dar nici de cum nu-i Dumnezeu împăratul lui. Îți spun, toate într-o zi le vom lăsa la poartă. Tot ce-a fost călărețul ăsta, într-o zi o lăsat la poartă. Tot o rămas la poartă. Zice că o lăsat tot ce-a avut la poarta Samariei, da? Acolo a rămas la poartă. Vedeți câte porți avem în viață la care ne aduce Dumnezeu? La poarta Samariei, altul la poarta cimitirului, altul la poarta spitalului. Avem porți în care te uiți și zici, am fost fără minte pentru lucrurile care le-am spus când am fost sănătos. Acolo la poartă, la poarta spitalului, cu pijamalele în mână, cu analizele în mână, gata de operație, îți faci recensământul la tot și spui, îmi pare rău că, dar ce folos? Că deja te-a adus Dumnezeu la poartă. Ce folos? Vreau să mă apropii de încheiere și vreau să vă spun ceva. Știți ce a adus belșugul în Samaria? Nu cine, ce a adus belșugul în Samaria? Știți ce? Credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu a adus belșugul în Samaria. Știți ce spune cuvântul Domnului? Că leproșii aceștia au crezut ceea ce le-a dat Dumnezeu în minte. De-aia l-au pus în aplicare. Credința este motorul care te duce înainte spre binecuvântare. Ori crezut și ori pornit. Ori crezut și s-or bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Credința care au avut-o și cei din cetate. Ori crezut că mâine. Elisei a avut puterea să rabde până mâine. Cât a fost de batjocorit, cât a fost de negată lucrarea lui. Dar a avut puterea să aștepte până mâine. Ceea ce călărețul nu a avut puterea. Măcar zicea, te aștept până mâine. Să văd mâine dacă se împlinește. Ai fi zis, e corect. Dar el l-a aruncat sentința înainte să aibă răbdare să se împlinească, să se împlinească termenul. Credința. Știți ce se întâmplă când avem credința în inimile noastre? Credința se va auzi în jurul nostru. Credința noastră se va vedea în jurul nostru. Auziți ce spune versetul 11. Străjerii de la poartă or auzit de credința leproșilor, da? Și or făcut, or mers în tabăra sirienilor. Și zice, străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta în lăuntru casei împăratului. Dacă aș vrea să se audă ceva de Biserica Filadelfia din Petroșani, dacă aș vrea să se audă ceva de noi, de pocăiști, știți ce să se audă? Credința care o avem în Dumnezeu. Asta să se audă peste mări, peste țări, asta să se audă în oraș, să se audă în județul Hunedoara. Credința care o avem în Dumnezeu. Că ce avem pe lângă noi este atreg, uită lumea. Dar să știți ceva, când mergi într-o adunare, îți aduci aminte de oamenii care au fost înaintași și dumneavoastră. Vă aduceți aminte de oamenii care au fost, poate azi îți plecați la Domnul. Dar când îi vezi un nepot, când îi vezi un strănepot, știi ce zici? Bunăsu, bunicul lui, a fost un om al lui Dumnezeu, un om al credinței. Știți ce se va auzi și ce ar trebui să se audă de noi în primărie, în prefectură, la oamenii din jurul nostru? Credința care o avem în Dumnezeu. Să vină oamenii și să spună, Domne, vreau să vă rugați pentru mine. De ce? Că am auzit de credința voastră. Am văzut, așa cum a zis Pavel lui Timotei, credința aceea care s-a sălășluit în tine, din copilărie. Asta ar trebui. În inima lor, în inima leproșilor, a fost credința aceea care s-a auzit până în casa împăratului. S-a auzit de credința lor. De cum a lucrat Dumnezeu cu ei și prin ei și ei s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Să știți, minunile sunt proiectul lui Dumnezeu. Minunile sunt proiectul lui Dumnezeu. Întotdeauna, ca să poți construi ceva, ai nevoie de proiectant și ai nevoie de diriginte de șantier, da? Proiectantul face proiectul și dirigintele de șantier ce face? Verifică ce e în pământ să fie egal cu ceea ce e pe hârtie. Supraveghează toată lucrarea să se ducă la îndeplinire. Eu n-am auzit, poate e cineva care e și proiectant și diriginte de șantier. De obicei, proiectanții lucră cu diriginți de șantier, îs în colaborare. Dar știți că Dumnezeu în planul acesta, El e și proiectant, e și diriginte de șantier. Știți ce spune cuvântul Domnului? Uitați-vă cum e proiectant. Au plecat, versetul 5, au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Ăsta era proiectul. Mergeți și o să vedeți că nu-i nimeni. Ăsta era proiectul din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își arată puterea de diriginte de șantier să supravegheze tot ceea ce se întâmplă. Versetul 6 spune așa, Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de care și un vuie de cai. Vuietul unei mari oștiri.
Știi ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a supravegheat când vor ajunge leproșii să găsească așa cum a zis Dumnezeu. Să găsească tabăra goală și să găsească bogăția. Când îl cheamă Dumnezeu la slujire pe Ieremia, îl cheamă și face primul test. Știți ce test îi face lui Ieremia? Îl întreabă, era numai un copil și se temea Ieremia de lucrările lui Dumnezeu. Și îl întreabă primul test, îi face testul ochilor. Și îl întreabă, ce vezi, Ieremia? Știți ce a zis? Văd un veghetor. Și a zis Dumnezeu, bine ai văzut. Că eu sunt cel care veghez, eu dau planul, eu dau cuvântul, dar eu veghez ca acest cuvânt al meu să se ducă la îndeplinire. Îți spun ceva în seara aceasta. Poate ești într-o situație de criză, așa cum au fost leproși, așa cum a fost Samaria. Îți spun ceva, Dumnezeu are un plan cu viața ta. Dumnezeu are un plan cu sufletul tău. Dumnezeu are un plan pentru casa ta. Și știi ce e frumos? Că într-o singură zi, la un cuvânt din partea lui Dumnezeu, se schimbă lepra, se schimbă moartea în viață, se schimbă lepra în sănătate, se schimbă boala în sănătate, se schimbă necazul în bucurie. Pentru că atunci când intervine Dumnezeu, totul se schimbă. Binecuvântat să fie numele Domnului! Haideți să ne ridicăm pe picioare! Îi chem pe frații de la Cluj să vină să mai cântăm o dată cântarea Nu te îndoi, ci crede, căci după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu știu în ce situație te afli. Nu știu pe unde e viața ta. Poate că, dacă v-aș întreba, ar fi greu să răspundeți. Dintre cei trei, dintre cele trei tipuri care le-am văzut în seara asta, Elisei, leproșii și călărețul, aș întreba în seara asta, dar fără să răspundeți, fără să arătați cu degetul spre cineva. Aș vrea să te întreb, tu din ce categorie faci parte? Ești omul lui Dumnezeu? Dacă ești omul lui Dumnezeu, indiferent de situația financiară care o ai, indiferent cum bate vântul estului sau a vestului, tu rămâi în picioare înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este cel care te folosește, are mesaj de transmis prin tine. Poate ești un lepros care ai necazurile tale. Nu pune relația cu Dumnezeu în stand-by. Nu pune relația cu Dumnezeu pe pauză. Ci ce spune Dumnezeu, pune în aplicare. Pentru că Dumnezeu, printr-un lepros, prin patru leproși, printr-un amărât și un năcăjit, poate să aducă biruința. Și îți spun ceva, dacă ești un călăreț, Dumnezeu are un mesaj și pentru tine. Știi ce spune? Psalmul 46 cu versetul 10, știi ce spune? Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Oprește-te în seara aceasta, că Dumnezeu are veste bună pentru tine. Oprește-te ca să nu sfârșești la poarta Samariei. În seara asta poți sfârși în brațele lui Dumnezeu și să-i spui Domnului, îmi pare rău de ce am spus, Doamne. Îmi pare rău de modul cum am tratat biserica ta, cum am tratat frații și surorile. Îmi pare rău că am fost un om mic și m-am înghesuit într-un loc mare. Îmi pare rău, Doamne, că n-am știut unde mi-e locul. Ajută-mă, Doamne, să înțeleg că Tu ai locul pregătit pentru fiecare. Haideți să cântăm din cântarea aceasta, după care ne vom ruga.